Bună seara, onorată asistență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați spectatori și telespectatori. Vreau să vă zic că eu cu maestru Ion Caranfil ne știm foarte de mult timp, de pe anul 1999, când am vrut și eu să mă însor și am făcut așa prostii, m-am însurat și dumnealui trebuie să-mi cânte la nuntă, dar de șiudă nu a venit. Și eu atunci mi-am adus aminte și zic, am să vin la 50 de ani care am fost la seara de melodii creație, am să vin și la 60, la 65 și am rezervat pentru 75 și pentru 80 de ani. Aici, deoarece la un prieten nu se vine cu mâna goală, așa, deci acesta este maestru Ion Caranfil, împreună cu 65 de trandafiri, un acordeon și acest portret este pictat, schițat de maestru Mihai Șeremet, care se află acum aici în sală. Aplauze pentru maestru! Seamnă sau nu? Se vadă și telespectatorii. Nea Ioane, toți artiștii, adică nu chiar toți, au câte o poreclă. Domnealui a fost poreclit de marele nostru umorist, regele umorului Gheorghe Urschi, l-a numit Ion Acordeon. Așa e. Ion, acord, Ion. Ceva ai, matale. Ion, acordeon. Cu acordul și cu Ion se combină. Până ați-l înmâna, dumnealui locuia, dacă țineți dumneavoastră minte, pe timpuri locuia la telecentru și în toată dimineața trecea pe lângă Gheorghe Urschi, pe lângă unde locuia dumnealui acolo și acum locuiește. Și dumnealui, să-mi spui ceva de Nicolae Sulac și de Gheorghe Urschi, care sunt prietenii mei și au fost, zic, ce să spun? Spune întâmplare cei care ai spus-o tu. Deci se întâlnește Nicolae Sulac cu Gheorghe Urschi la seara de creație a lui Ion Dascăl, erau amândoi într-o cameră, și Nicolae Sulac, cu mâinile la spate, mai îmbla așa într-o parte, în alta, și îi zice: auzi, Gheorghe, tu în concert duiți de jai zăvași, măi, ai să cânți sau ai să spui ceva? Pe care Urschi zice că, e, și să spun eu, Nicolae Vasilievici. În prima parte am să spun un monolog, dar într-a doua parte am să cânt și un cântic, dar și? La care Nicolae Sulac: dar la jiz mai trebuie, mai gânjă, tu, mai Gheorghe, mai... Nu vezi câți artiști tararai avem acum, unde te mai bagi și tu? La care Gheorghe Urs s-a supărat și deși citea acel monolog, acolo vede că nu discută Nicolae Sulac cu el, să uite Sulac că Urschi e supărat și îl bate pe omul și că, Gheorghe, nu te supăra, Gheorghe, cântă, Gheorghe, cântă, lasă vadă narodul, la șeam ajuns. Așa că, Nea Ioane, lasă vadă narodul la ce-ai ajuns, ți-l cadonez, știu că să-l ții la loc de cinste, să ai o amintire și sper să-ți placă. Când s-o fi mai rău, să te uiți la el și să-ți aduci aminte de mine și de maestru Mihai Șeremet. Dacă să stăi matale mai bine, să-și șterg sudoarea de pe frunte, hai să te fac și un Moș Crăciun. Dar să vă spun mai departe care e întâmplarea. Când era dumnealui student, împreună cu Adam Stâncă, mai mulți artiști, era un stroi atreat. Și dumnealui munceau după facultate, erau duși pe timpuri. Dumnealui conducea acolo în Smolesc, în satul Gagarin. Deci dumnealui a fost în satul, spune drept sau nu? Așa e. A fost în satul lui Iuri Gagarin, acolo lucra și acolo a făcut orchestră. Și dumnealui, și ca să-i crească părul mai des, vara, o spunem și s-o berbere pe cap, timp și ala, Uniunii Sovietici, prin 68, 69, 70. Și era rușine să iasă la stroică ras pe cap, când timp și ala și nu erau ras pe cap, numai criminali și băieți și-i buni. Și-o făcut dumnealui, vara, luna iulie, august, căldură, cum n-ai și Smolensk în Rusia, dar tot iese o leacă de căldură. 38 de grade, dumnealui găsit o cușmă de cărlan și îmblat cu dânsa, chiar a rușine. O fost sau nu? A
fost, a fost. Așa că, decât coșmageia, în vară mai gine una mai ușoară. Și încă una, dacă îmi permiteți. Tot ce am pomenit de maestru Gheorghe Urschi, hai să vă zic și o urătură, deoarece se apropie sărbătorile, să nu uităm de el niciodată și așa prin vocea și prin mimica mea să-l aduc încă o dată în fața tuturor. Urschi, bună seara, lume bună, lume care se adună și petrece împreună. Eu, bătrânul Moș Crăciun, și aș putea să vă mai spun, am trăit o neagră filă cu porecla mojerilă, când ne-am reîncreștinit, iar m-am Moș Crăciunit. Dar tot vin de ani de ani, cu bănuți și gologani, aduc daruri, jucării, la adulți și la copii. Acum vremea s-a schimbat, nu mai am nimic de dat. Bugetul nu mă prevede, parlamentul nu mă crede, acum momentul vine să mă ajutați voi pe mine. Mă închin de sănătate, hai fiecare și cât poate. Mulțumesc! Moș Gerilă, Moș Gerilă, ai măcar un pic de milă, rienișeia matalii, ci pășesc așa agale, iar în avini și tot vini, ne-a înghețat sângele în vine și cum stăm și digerăm, tare te mai așteptăm, nu cu daruri, jucării, că nu mai suntem copii. Dacă vrei să ne aduni, adă-ne niște cărbuni, șeava lemne n-ar strica, să avem cu șea țăța. De ne dușim în păduri, strigă, au venit să furi și sare ca o panteră, garda șei forestieră. Dacă mergem după paie, sare paznicul tătaie, sare furios din cușcă și iavan și are pușcă. Ce căldură pot să dea, doar niște șoclej colea. După ger și alt necaz, o scornire de ocaz, care zică-și dă ogolul în luptă cu alcoolul. Și după acel ocaz, și hodină îmblă treaz. Treaz și trist și pesimist, nici nu seamănă artist. Moș Gerilă, frățioare, ce pedeapsă asta-i oare? E nevoie, Moș Gerilă, ai măcar un pic de milă. Dacă vii cât de târziu, adă și niște rachiu. Mulțumesc! Nicolae Hodină!